Bine v-am găsit, dragii mei, prieteni, iubitori de povești din întreaga lume. Dacă cine știe, căutați poveștile, de exemplu, și pe site-ul Trinitas TV, le găsiți acolo pe toate sau le puteți găsi pe YouTube sau pe pagina de Facebook Trinitas TV, așa că nu contează unde sunteți în lumea aceasta, dacă vă plac poveștile, vă aștept să le ascultați. Cum ar fi să spunem o poveste despre dreptate? V-ați gândit vreodată ce înseamnă dreptatea? Era o poveste foarte drăguță și scurtă. Odată un judecător și-a luat concediu și s-a dus la prietenul său cel mai bun, care era fermier. Și tot stând acolo el și odihnindu-se, l-a văzut pe prietenul său, fermierul, că muncea din greu de dimineață până seara. Și la un moment dat, nu vrei să te ajut totuși? Nu, nu, că tu ești în concediu, nu, trebuie să te odihnești. Știu, dar te văd așa că muncești de dimineață până seara. Hai să te ajut, să fac și eu ceva, să-ți fiu de folos. Bine, s-a gândit fermierul ce putea să facă judecătorul. Uite, intră în hambar și selectează cartofii. Pune-i pe cei mai mici deoparte și pe cei mai mari de cealaltă parte. Bine, a spus judecătorul. Întorcându-se fermierul seara de la câmp și văzând că judecătorul nu a ieșit din hambar până la ora aceea, a intrat ușor și curios în hambar. Și l-a văzut pe judecător transpirat, obosit, intrigat, ținând un cartof într-o mână și unul în cealaltă. Dar ce ți s-a întâmplat? A întrebat fermierul. Păi, nu-mi dau seama care este mai mic și care este mai mare. Și acum, după această introducere în poveste, dragii mei, apropo de ce înseamnă dreptatea, o să vă spun o altă poveste. De mult, de tot, un filozof grec se plimba într-o grădină plină de copaci înalți, de păsări cântătoare, și se gândea la tot felul de lucruri, de înțelepciuni. Dar la un moment dat a văzut două femei foarte, foarte înalte, care și ele de asemenea se plimbau prin grădină vorbind. Pentru că înțeleptul nostru și filozoful nostru grec era un om deschis la minte și foarte curios, dar temându-se de femeile acestea care erau prea înalte, nefirez de înalte, păreau așa ca din altă lume, păreau foarte ciudate, s-a ascuns de după un tufiș. Pentru că ele se apropiau de banca de lângă tufiș, iar el dorea să audă ce vorbesc cele două femei. Nici nu s-au așezat bine cele două femei acolo, ca și a apărut fiul cel mare al regelui acelui ținut. Urlând nevoie mare, cu o durere îngrozitoare de ureche, trebuie pedepsit! Fratele meu cel mic trebuie pedepsit, mi-a tăiat striga tânărul acesta. S-a apropiat de cele două femei, iar acestea au spus: păi, noi suntem stăpânele dreptății, îți putem face dreptate. Așa că poți să ne alegi pe oricare dintre noi două ca să-ți facem dreptate. Ah, păi, nu știu, care este diferența dintre voi două dacă sunteți amândouă stăpânele dreptății? În timpul acela, de tânăr se apropia fratele lui mai mic, cu o sabie plină de sânge în mână. Păi eu, de exemplu, a spus prima dintre ele, eu aș face dreptate astfel. Mai întâi l-aș întreba pe fratele tău mai mic cum de a ajuns în această situație să te rănească. Apoi l-aș ruga să-ți facă un coif care să-ți apere cicatricea. Apoi l-aș ruga să aibă întotdeauna grijă de tine, să nu te mai lovească niciodată și la nevoie el să fie urechile tale. Și tu? Eu, de exemplu, mai întâi l-aș biciui. Aș cere să fie
biciuit de 100 de ori pentru ceea ce a făcut. Apoi să-ți plătească 100 de monede de argint pentru durerea pe care tu o suporți. Apoi te-aș pune să alegi pe care dintre urechile lui vrei să o rănești la rândul tău. Și după aceea, la final, l-aș pune să te slujească toată viața ca pedeapsă pentru ceea ce ți-a făcut. Tânărul s-a uitat la cele două stăpâne ale dreptății, l-a privit pe fratele lui și cu mânie, dar și cu dragoste. Da, aș alege varianta a doua. Sigur, este fratele meu și-l iubesc, dar trebuie să plătească pentru ceea ce a făcut. Și tânărul a plecat. A plecat luându-și fratele de mână, după ce a primit sabia și a rănit una dintre urechile fratelui său. Să simtă și el durerea pe care am simțit-o eu, a spus fratele cel mare. A plecat, se pare, în păcat. A plecat simțind că i s-a făcut dreptate, dar după ce el a plecat, cea de-a doua stăpână a dreptății și-a dat la o parte hainele pe care le avea și de fapt era un bărbat. Stăpânul răzbunării. Văd eu cum este cu oamenii tăi, stăpâna dreptății. Oamenii nici până în ziua de astăzi nu știu să facă diferență între dreptate și răzbunare. N-au învățat încă despre ce e vorba când vorbim de dreptate, așa că sunt pregătit. Sunt pregătit ca multă vreme de acum înainte frații să se certe, să se lupte între ei pentru că ei nu cunosc dreptatea. Își doresc doar răzbunarea. Și-a plecat stăpânul răzbunării. Ce spui, filozofule? A rostit atunci stăpâna dreptății, care știuse că în timpul acesta filozoful și înțeleptul nostru se afla ascuns în tufișuri. Crezi că tu ai fi știut să recunoști dreptatea sau să recunoști răzbunarea? Și a ieșit filozoful din tufișuri și s-a așezat alături de stăpâna dreptății și au stat multă, multă vreme de vorbă. Și filozoful nostru a lăsat apoi scris: dreptatea? Dreptatea este aceea prin care trecutul se schimbă, prin care viitorul este mai bun, îndreptat, iertător, prin care viitorul se transformă în bine și nu în rău. Răzbunarea? Răzbunarea nu schimbă niciodată trecutul în bine. Ea e neiertătoare, nu vrea binele, vrea răul. Așa că, ați înțeles? Care este diferența dintre dreptate și răzbunare? Sau ce înseamnă cu adevărat dreptatea? Iertare uneori, nu-i așa, prieteni? Mesaj, știți voi, la final de poveste vă aștept să-mi trimiteți un mesaj la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Fiți drepți, deci, și iertători, de asemenea. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!